când ați programat ședința? Începerea lucrărilor va fi în principal cele două clădiri. Aici avem patinoarul acoperit, care este undeva aici în zona asta, da. Și bazinul acoperit, care este în capătul terenului de la armată. În paralel vom începe și la restul, la parte tot ce înseamnă drumuri, lac, amfiteatru care e acolo și zona de bazin. Și bineînțeles, împădurire. Împădurirea începe în toamnă, evident. Și accesul se va face de partea asta? Accesul va fi un acces pe aici, pe unde ați venit, pe asta și unul care se va fi din șoseaua Suceavei. Aici. Principal. Și asta când îl faceți? Asta o să fie undeva în primăvara. Adică accesul principal în șantier va fi pe aici, pe unde ați venit. Să vedem dacă sunt semnat ordinul de începere, toate actele, da, să vedem numai pe vreme. Semnat, trebuie să semneze constructorul și inginerul. Nu faceți mai mult list. Haide să vedem. Și să faceți, cum se cheamă, panou pentru... Și jos și aici. Și noi, Florin, partea noastră de publicitate, de promovare. Da, identitate vizuală, da? Da, da. Practic, astăzi, mingea este la noastră. Da, noi venim. De mult așteptăm lucrul ăsta cu mingea. O să încerc și eu, cel puțin, o dată pe lună, dacă nu la două săptămâni, să trăi să văd evoluția. Dar sunt sigur că ne vom încadra în termenul stabilit. 24 de luni. Da.